Lumea practic e împânzită de camere video, ele se află peste tot. Asta e legat de faptul că nivelul de criminalitate în ziua de azi e foarte ridicat, însă pe lângă funcția sa principală, uneori obiectivul lor prinde momente ciudate, uneori cu adevărat haioase, despre care vă vom povesti astăzi. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Motanul paznic. Doriți un animal care să vă păzească casa, însă nu un câine? Aveți o soluție. Luați o pisică. Priviți cât de profesionist acel micuț se isprăvește cu 4 cioioți. Nimic nu îl sperie, nici dimensiunile, nici numărul lor. Un adevărat apărător. Câinele. Trebuie urgent să primiți un colet și nu sunteți acasă? Nici o problemă, poate să vă ajute câinele. Nu degeaba se zice că e cel mai bun prieten al omului. Câinele a deschis ușa, a luat coletul și a rugat respectuos curierul să plece. Good boy! Un oaspete nepoftit. Când în casa ta noaptea intră un animal sălbatic flămând, asta e cu mult mai înfricoșător decât un tâlhar. Priviți imaginele. La miezul nopții, ursul căuta ce să mănânce în bucătăria oamenilor. Scară. Aici femeia pe scară căuta ceva în pod, însă scara de fier nu a rezistat și a căzut. Femeia stă atârnată și cheamă ajutor, însă nimeni nu vine. Interesant, oare cât a mai stat așa? Periculos. Ați văzut vreodată o tornadă pe viu? Eroina noastră mică nu doar că a văzut, dar și a simțit pe propria piele toată puterea naturii. Priviți cum două fete ies din mașină. Se pare că au venit de la școală. Cea mai mică a alergat spre ușa casei. Însă ceea ce s-a întâmplat mai departe, nimeni nu se aștepta la asta. Curier. Oare trebuie să comentăm ceea ce vom vedea acum? Probabil curierul nu avea dispoziție. E greu de găsit o explicație a faptelor sale. Probabil așa arată un om căruia nu-i pasă de jobul lui. Desigur că el a fost concediat, însă după ce conducerea a văzut acest video, ar trebui să aveți mai puțină încredere în serviciul de livrare. Educația fizică. S-ar părea că e o situație obișnuită. Femeia a decis să facă seara sport, dar într-un moment dat ceva nu a mers conform planului. Bine că eroina videoului e o persoană foarte pozitivă și a reacționat la această situație cu o bufnitură în râs. Alba ca zăpada. Un cuplu căsătorit a decis să strângă zăpada din curte. Se pare că bărbatul iubește să se veselească. În timp ce femeia mătura, soțul ei se juca cu mașina de curățat zăpadă. În timp ce ea fuge, el murea de râs. Ce viață de familie frumoasă! Balon în aer. Ce video trist. După ce îl privești, începe a compătimi doamna. Priviți reacția ei când balonul cu heliu a zburat în cer. Cuiva nu i-a reușit o surpriză. Un vecin rău. Când locuiești cu iubita și în casă pe neașteptate începe să dispară mâncarea, începi să te gândești că poate ea e mâncăcioasă. Iată că și tipul pe nume Joe a decis să afle dacă e așa și a instalat o cameră video la bucătărie. Însă la final a aflat ce e la ce nu s-a așteptat. Gheață. Un bărbat ghinionist se pare că nu prea des în viață a avut parte de drumuri înghețate. Doar așa putem explica zborul său pe gheață. Bine că a ajuns în curtea casei repede și atât de fan. Va avea ce povesti prietenilor. Lipsa de somn. Probabil toate mamele cunosc situația când copilul mic plânge și nu poți dormi noaptea. Aici e o altă situație. S-ar părea nimic ciudat, însă micuțul nu poate dormi normal. Se învârte tot timpul și verifică dacă este mama alături. Periodic, el începe să o trezească, iar când ea pleacă, se trezește din nou și o cheamă pe mama lui. Cum credeți? De ce se întâmplă astfel? Scrieți-ne versiunile voastre în comentarii. Inventivă. Aici nu dorim să comentăm prea mult, doar priviți cât de profesionist domnița încearcă să distragă soțul și să-l petreacă în altă cameră. Cel mai interesant e că i-a reușit de minune.
Prieteni, vă prezint canalul cu cele mai interesante istorii din viață, Smart Child. Acest canal postează zilnic videoclipuri maxim de interesante. Nu rata ocazia să vizionezi istoria unui simplu vânzător de telefoane care a devenit un fotbalist renumit sau a unui bătrân care și-a săpat propriul oraș subteran și multe alte istorii care s-au întâmplat pe bune, pe care le puteți găsi pe canalul Smart Child. Linkul îl aveți în descriere. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă la im!